Păi, ești nebun! Păi, oameni buni, am montat display portul de la placa video spre monitoare și mi se vede așa, ce naiba. Salut, oameni buni, și bine v-am episod. Avem aici un mare teanc de bani, sunt aici 10.000 de lei și probabil vă gândiți ce facem cu ei. Păi, mi-am dat comandă de un mare calculator, de fapt, nu e chiar așa mare, dar e șmecher. Un calculator de gaming pe care o să-l folosim și pentru stream-uri și pentru mai multe lucruri. Vă dați seama, e investiție, să facem treburi mai tari, lucruri mai tari, să edităm mai bine, clipuri mai ca lumea. Și mergem să luăm. Avem aici 10.000 de lei pe care o să-i dăm pe calculator. Și am și pentru voi premiul de 500 de lei dacă lăsați comentariu cu părerea voastră despre canalul meu de YouTube, despre mine, despre acest videoclip, despre calculator, despre ce vreți voi. Să lăsați un comentariu tare și creativ și la finalul comentariului să scrieți numele vostru pe Instagram ca să putem lua legătura să vă trimit banii. Deci ar fi păcat să nu mă aveți la follow pe Instagram în momentul în care vă dau mesaj, dar... Întrerupem puțin videoclipul pentru a vă prezenta un joc super tare numit World of Warships. Imaginați-vă că sunteți în mijlocul oceanului, conduceți o uriașă navă de război și tot ce trebuie să faceți este să vă distrugeți inamicii. Cu cât învingeți mai mulți inamici, cu atât veți face mai mulți bani ca să vă puteți upgrada armele și nava. Jocul este pe calculator și este gratis. Dacă veți intra pe linkul din descriere, veți primi 200 de dubloni, 2 nave, 2,5 milioane de credite și 7 zile de beneficii premium. Deci ce mai așteptați? Aveți link în descriere. Hai să mergem la curier să ne ridicăm calculator. Am ajuns acasă, băieți, hai să vă prezint și componentele în caz că sunteți curioși și voi. Placa de bază este Asus TUF Gaming B550M+. Dacă se aude gaming acolo în titlu, înseamnă că e ce trebuie. Procesorul este de la AMD, un Ryzen 7 3800X cu până la 3,9 GHz, dar cu overclock ajunge până la 4,5. Avem un SSD Samsung 980 Pro de 1TB M2 cu viteză de citire de până la 7000 de MB pe secundă. Uitați cât de mic este, mă gândeam că este ceva mai mare, sincer. Deci este foarte, foarte mic și foarte, foarte scump. Memoria RAM este de la Kingston Fury Beast, 32 de GB DDR4, 3200 de MHz. Și pe lângă acel SSD am zis că este nevoie de mai multă memorie, așa că am mai cumpărat un hard disk de la Seagate de 2TB cu viteză de 7200 RPM. Am zis să fie acolo, na, un SSD o să instalez programe și așa mai departe și aici jocuri și alte chestii. Am luat două monitoare LED Samsung Gaming Odyssey G3 de 24 de inch Full HD, viteza este de 1ms 165 de Hz. Oameni buni, am pus monitorul pe acest polistiren ca să nu zgâriem sau mai știu eu ce probleme. Îl băgăm de aici de sus, frumos, bam, aici avem un buton pe care apăsăm și ne ducem frumos în jos, dăm drumul la buton și s-a prins, putem să luăm și să le dăm la oameni cu el în cap. Hai să dăm și foliile jos, băieți. Ce îmi place mai mult la aceste monitoare este că se pot roti, adică pot ține un monitor vertical, pot să țin chiar pe amândouă verticale sau pot să țin unul vertical și unul orizontal, cum o să le și țin pe live-uri, pentru că este foarte util să pot vedea comentariile și așa mai departe. Din ce am văzut în review-uri, nu prea este ok coolerul care vine procesorul standard, așa că am luat de la Kirin un 360 IO cu 3 ventilatoare ca să ne asigure răcirea pentru procesor. Și tot de la Kirin am luat și sursa, este un Pulsar de 750W care este RGB, deci arată super, super bine că luminează acolo, e o lumină în plus. Și cam așa arată, oameni buni, am montat monitor. Le-am montat calculatorul cu culere, lumini, tot ce era acolo de montat a fost montat. Arată genial, sincer este peste așteptări. Toți copiii, cred, când eram cu toții mici, ne doream, mamă, o cameră de asta de gaming cu monitoare, un calculator de la forță să meargă orice joc. Toți ne doream. Sunt fericit că am îndeplinit un vis de ăla din copilărie. Da. Din păcate doar îl folosesc doar să editez clipuri și să muncesc, da? Poate din când în când mă mai și joc. Din păcate, oameni buni, am întâmpinat ceva probleme pentru că nu mi-au ajuns toate componentele în acea zi. Am dat comandă de pe mai multe site-uri pentru că unde am găsit pe site-ul pe care am găsit procesorul, nu găseam placa video și așa mai departe. Deci a trebuit să iau acele componente de pe site-uri diferite. V-am zis că nu este un clip sponsorizat, tot ce vedeți voi aici a fost plătit de mine. Deci a trebuit să dau comenzi diferite și am mai așteptat o zi în plus până mi-a ajuns placa video care este un RTX 2060 de 12 GB. Am crezut că mi s-a ars calculatorul, băieți, cum era să fac și o prezentare calculatorului în clipul în care mi se arde calculatorul, era bombă. Dar a intrat în standby pentru că nu l-am mai atins de ceva timp. Calculatorul ăsta e mai mult așa, să-l ții să te uiți la el. Și cam atât ar fi cu acest videoclip, nu mai am ce să vă mai zic, ăsta este calculatorul, ăsta sunt eu, ăsta este studioul meu, urmează live-uri super tari, urmează sketch-uri super tari, clipuri super tari,
fiți pe fază, doar abonați-vă, apăsați pe clopoțel pentru că YouTube-ul nu mai recomandă deloc clipurile. Dați un like, un comentariu și ne vedem foarte curând. Ciao! Give me one good time.